bine ați venit la Stax TV, material extra, antrenamentele de la Preșmăr pentru sezonul 2019. Avem o zi întreagă în care băieții au venit să-și testeze mașinile, să-și testeze îndemânarea. Vom lua câteva impresii la cald de la piloți, cu și despre drift, sfaturi și orice alte lucruri utile mai putem surprinde pentru voi aici. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, right on my bones, where the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the vein, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the. Deci fii atent, ne aflăm în mașina, în noul Nissan pregătit pentru anul 2019 competițional al lui Călin Ciortan. Nissan 180SX. S13 mai bine. S13, cum îi zice lumea, sau Silvia, cum îi zice lumea în popor. Sau ce vreți voi, să avem discuții pe tema asta câte vreți voi în comentarii. De ce două manete, frate? Una e să mesteci găluștele. Și una e să mergi strâmb. Da. Să mergi strâmb. Bă, arată foarte bine. Dar ce ai, wireless? Poți să mă conectez? Da. Bă, ce tare ești, nebun, are și wireless omul în mașină. Știi că eu am un problem. Să nu modifici ceva pe hartă, pe acolo. Băi, ai în 6 puncte, frate. Mă chinui cu ea. Probabil că ați văzut ura din mașină, nu știu dacă s-a auzit ceva, că era haos. Că tu ce ești de topul? Deci cu ea și ai poziționat la banii ăștia. L-am întrebat de buget, undeva la 100 de mii sau pe acolo. Ține de 2019. Ai pregătit mașina, motor? Încă nu e pregătit, acum sunt ultimele teste. Și pentru la anul mai avem toată iarna la dispoziție să pregătim.
mai sunt tot felul de chestii mici de făcut, plus reglaje. Da, reglaje plus piesele de rezervă care trebuie să le ai într-o competiție. Buget? Da. Ai tras din la buget pe 2019? Nu, nu m-a întrebat. Să tai asta, frate, cu bugetul să tai. Asta a fost prost. Ține de motor. Înțeles că e exact motor de... Motor de Supra, MK4, da? Eu știu, dar oamenii nu știu. Super popular 2GZ. 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 Da? Umblat prin el cum puțin. Se umblă? Zici, fiate, ce înseamnă puțin umblat? Are kit stroker de la? Stroker de la ZRP. De la 3 litri la? 3-4. Un pic alezat. Da. E loc, e blocul gros, frate. Da. Am mai rămas ceva șpan. Bun, putere. Putere aproape 100. Eu te-am mai întrebat și tu tot zici de aproape 800 și oamenii zic pe aici, băi, câți că aveam 800? Era la 1000, da? Exact, mai undeva e? La 700 spre 90, de care nu mai știu, okay. 80 și așa. Ceva. Așa. Dar? Benzină mică, deci ceva la pompă cu mică asta de cursul 19. Am încercat să reglăm cu mai multă, dar n-am mai avut injectoare. Care s-au și s-au terminat injectoare. Da, s-au terminat, le-am și schimbat, s-au făcut ceva cu ele, în fine. La culoasă, la fel. Pate mai mari, axe, arcuri, modificări. Cam cât motor. Ar merge motorul cu modificările astea? Nu știu, dacă îi pui injectoare și... Poate să țină de rachetă nasă. Nu știu, minimum e 200, dar după aia încep alte probleme cu transmisia. Am văzut că folosești o cutie secvențială. Da. De? De Nissan? Ce cutie este? De Nissan. Nu ne zici? Nu Patrol? Zici. Patrol, bun, îmi scrie de Patrol. Dacă vrei să zici, dacă... Da, e o cutie Samsung, sunt extrem de... destul de fiabilă. Acum vrem să trecem la un ambreiaj un pic mai mare, mai rezistent. 250 de discuri. Nu ești chiar așa. 14. Amețește motorul. 14. Ține pentru 2019. Te dai în campionat în România? Da, o să vin și în campionat la noi. Vreau neapărat să ajung în Drift Masters la cât mai multe etape. Și bineînțeles și King of Europe, care sunt cele mai populare campionate. Să vedem cum stăm cu bugetul, vorba ta. Și sperăm să meargă mașina, primul rând. Haos! Da, poate până la primăvară poate reușesc să fac încă o mașină de backup, în caz de se întâmplă ceva. Să ai două mașini de concurs, da. O să fie mai basic, dar să fie acolo. Care e targetul pentru campionatul național? Te bazi la titlu sau mergi la antrenament? Păi, dacă vin la nu știu, toate etapele, mă dau la antrenament. Să știe să vadă oamenii, mă, să știe la ce se așteaptă. Da, dacă vin la toate etapele, am zis mai devreme, în funcție de cum merg lucrurile și buget, bineînțeles că mergi tare. Merg tare la titlu, da. Bun, ne vedem 2019 cu Călin la o etapă de drift 100%. Până atunci, baftă la antrenamente. Ce să mai zic, mă, frate? J-Lo, aia cu J-Lo. O să țin în continuare. 2 secunde. Este Sorin Enes, sunt pilot profesionist de drift și activez atât în campionatul intern, cât și în anumite etape și evenimente din afară, pe plan extern, europene. Mașina de drift, de fapt, este o mașină pentru competiții, destinată competițiilor sportive. Are foarte multe elemente comune cu tot ceea ce înseamnă alte mașini din alte laturi ale motorsportului. Diferențele sunt pe partea de unghi de bracaj, de direcție, unde driftul fiind spectaculos și definindu-se printr-un unghi mare raportat la traseul pe care mergi, bineînțeles că mașinile sunt echipate cu fel și fel de kituri din acestea de bracaj. De adevăr, Drift Master GP este la ora actuală cel mai puternic campionat la nivel european și îmi doresc foarte mult, am primit o solicitare, am trimis solicitarea mea din nou la băieți, mi-au răspuns,
Să vedem dacă îndeplinesc criteriile pe care se bazează selecția lor. Mi-aș dori foarte tare. Din păcate, nu știu dacă am resurse să susțin tot campionatul, pentru că sunt la distanțe mari de țara noastră. Dar mai mult ca sigur, la cel puțin o etapă mi-aș dori și aș face toate eforturile posibile și imposibile să mă duc la cel puțin o etapă din Dream Master GP. E, cum e emisiunea fără mine? Vă place? Dacă vă place, like, share, subscribe și nu mai apar! 'Reușit să vă introducem în această disciplină a driftului. Ați văzut cum se vede din dreapta, ați văzut ce spun piloții. Acum ar fi cazul să intrăm în pielea unui personaj care merge la o școală de drift și experimentează cu mâinile lui senzația de la volan, nu numai de pe scaunul din dreapta. Și cum eu am această abilitate de a zbura, am să zbor de la Preșmăr în București, la Dorin Enea.